Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la o ediție specială la TVR Moldova. Vă reamintesc știrea de ultimă oră. La Chișinău a fost votat în Parlament un nou guvern, un guvern minoritar condus de fostul deja consilier al președintelui Igor Dodon în probleme economice, Ion Chicu. Viitorul cabinet de miniștri urmează să depună jurământul în fața președintelui Republicii Moldova în scurt timp la președinție, iar din viitoarea garnitură guvernamentală fac parte în jur de 6 consilieri prezidențiale lui Igor Dodon, iar în precedenta ediție specială vorbeam cu analistul politic Ion Tăbârță, care spunea că acest nou executiv de la Chișinău este mai degrabă unul al consilierilor lui Igor Dodon, ceea ce ar însemna că este de fapt un guvern aproape în totalitate format din oamenii Partidului Socialiștilor. Totul s-a întâmplat după ce la începutul acestei săptămâni a fost demis fostul guvern pro-european condus de Maia Sandu. Despre ce urmează în continuare discutăm în aceste momente cu Lilian Carp, deputat al blocului acum din Parlamentul de la Chișinău. Domnule Carp, bună ziua! Bună ziua! Domnule Carp, cum ați caracterizat tot ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile la Chișinău și ce durată de viață îi oferiți noului guvern condus de Ion Chicu? S-a întâmplat o repoziționare politică lui Igor Dodon în relațiile cu Plahotniuc, atunci când încercau să formeze o majoritate în luna martie-aprilie, când negociau. Nu au putut atunci găsi o soluție, iar Plahotniuc, care avea toate instituțiile de forță sub control, amenințat chiar cu arestarea lui Dodon, și în extremis Igor Dodon a mers atunci la investirea unui guvern pro-european. Noi cunoaștem, sau cel puțin primele declarații pe care le-am făcut la data de 23 august, că în scurt timp vom avea căderea guvernului și înaintarea lui Ion Chicu la funcție de prim-ministru. Să nu uităm că această candidatură a fost propusă de Plahotniuc în luna martie. Deci el a fost candidatul Partidului Democrat. Deci ca și candidatură de compromis între PD și PSRM. Să nu uităm că atunci când s-a investit guvernul Maia Sandu, Ion Chicu se afla în guvernul lui Filip, un guvern care a fost învinuit de uzurparea puterii politice. Astăzi, după care, el a migrat alături de doamna Dumbrăveanu din guvernul lui Filip în funcție de consilier al lui Dodon. Și vedem că acest plan care a fost pe care este încă din vară a fost aplicat acum în practică. Indiferent dacă ar fi fost sau nu ar fi fost o asumare de guvern în ce privește legea de modificare a modalității de a selectarea candidaților pentru funcția de procuror, acest guvern ar fi căzut, a recunoscut însuși Igor Dodon. Iar atacurile pe care au fost făcute, dirijate, începând cu luna august-septembrie, de către Dodon și consilierul său Chicu, deci vine să confirme că a găsit comunicare Dodon împreună cu Plahotniuc la investirea acestui guvern. Pentru ei este important ca dosarele care au fost pornite de urmărire penală împotriva lui Dodon, dar și împotriva lui Plahotniuc, cer scuze, dar și apropiaților săi, vor fi puse undeva pe rafturi. Și în ceea ce privește lupta cu corupția și celor care au fost implicați în anumite scheme, deci vor fi lăsate pentru o altă dată, când va veni un alt guvern. Să nu uităm că Procuratura Anticorupție a început să revadă dosarul Bahamas,
Și dacă s-ar fi mișcat încă 4-5 luni de zile, ar fi avut acest guvern timp, eu sunt sigur că dosarul Bahama, dar și finanțării ilegale din Rusia, Partidului Socialistilor, ar fi ieșit la iveală. Asta a făcut ca hoții să se așeze la o masă pentru a-și putea proteja libertatea. Ceea ce s-a produs la Chișinău este rezultatul naivității blocului politic acum? Dumneavoastră știți că eu sunt unul din deputații care nu am votat atât de investirea în funcția doamnei, numirea în funcția doamnei Grețeane, dar și numirea în funcție la Curtea Constituțională a domnului Țurcan, a domnului Flocea la CNA, precum și alte funcții. Am fost unul din sceptici din blocul acum, care am considerat că o alianță cu socialiștii nu poate aduce la o finalitate. Deoarece știam că se discută anumite înțelegeri din culise dintre Dodon și Plahotniuc. Soluția a fost una de mers în anticipate sau evitarea de a crede că a putea reforma împreună cu cei care au acaparat instituțiile statului sistemul de drept, și eu consider că este o naivitate. De acum încolo, dumneavoastră sunteți sigur că vor mai continua lucrările acelei comisii de anchetă în cazul uzurpării puterii în stat sau se va pune cruce pe tot? Eu cred că se va pune cruce pe tot până nu va apărea o nouă luptă dintre Dodon și Plahotniuc sau dintre Dodon și Partidul Democrat. Atât timp nu vor fi afectate interesele celor din Partidul Democrat, acest guvern va sta în picioare. A declarat-o și Deacov astăzi că dacă veți fi cuvinți, vor fi un guvern care veți fi ascultător, voi aveți șansele să lucrați până la sfârșitul acestui mandat al Parlamentului. În cazul când ați încerca alte mișcări, adică dat de înțeles cu text deschis, acest guvern nu trebuie să le afecteze interesele. Deci, dumneavoastră vreți să spuneți că Igor Dodon a revenit sub controlul sau la cheremul, la mâna democraților? Nu putem spune că a revenit sub forma care a fost în guvernul precedent. Să nu uităm, atunci Plahotniuc a avut toate instituțiile de drept sub controlul său personal. Nu vorbim de partid, dar al său personal. Dodon a avut nevoie de această alianță cu Partidul Socialistilor pentru a putea scoate de sub controlul personal al lui Plahotniuc instituțiile de drept. Și vedem că încetul a pus mâna pe bună parte din aceste instituții, a rămas doar procuratura și, practic, el are o altă poziție în comunicare cu Plahotniuc. Nu mai stă în față cu un Plahotniuc care poate da comandă la procurori să intenteze dosare, să-l aresteze, dar pot discuta la o masă despre afaceri în liniște, fără ca cineva să amenință unul pe celălalt. Domnule Car, vă mulțumesc foarte mult pentru această intervenție. Doamnelor, domnilor, în platoul TVR Moldova continuăm să discutăm de această dată împreună cu domnul Anatol Țăranu. Domnule Țăranu, bună ziua, bine ați revenit. Bună ziua. Cum ați caracteriza calitatea miniștrilor desemnați, votați deja în funcțiile de ministru în cadrul guvernului condus de Ion Chicu? Păi este o componență, eminamente, una politică, este echipa domnului Dodon. Guvernul a fost făcut de către președinte în contradicție cu prerogativele pe care le are domnul președinte. Se repetă într-un fel situația care a existat de la 2001 încoace, atunci când Voronin, având în calitate de președinte prerogative limitate, dar dispunând de o majoritate parlamentară copioasă, de fapt dicta politica moldovenească din clădirea, din sediul președinției. Situația se repetă, chiar dacă socialiștii de data aceasta nu au o majoritate covârșitoare, dar iată că ei au fost capabili să-i anexeze pe democrați, a obținut o majoritate confortabilă și eu cred că lor o să le ajungă minte să facă cederi în favoarea intereselor obscure ale anumitor reprezentanți ai Partidului Democrat pentru a menține
această majoritate și ea va fi menținută atâta timp cât Dodon va socoti necesar și cât lui personal îi va fi convenabil. Cât îi va fi convenabil lui Dodon sau acest sprijin din partea democraților va fi atâta timp cât va fi în avantajul democraților? Bun, democrații nu pot să joace de unii singuri. Democrații au doar 30 de mandate. Ei pot fi jucători doar într-o anumită ambianță, într-o combinație. Dar sunt și 26 de voturi ale blocului acum. Da, dar blocul acum, până acum a făcut tot posibil ca să excludă orice posibilitate de colaborare cu democrații. Astăzi l-am auzit pe Igor Grosu de la PAS în Parlament, la finalul discursului, spunând că, domnule Filip, mai aveți timp, rezolvați sau continuați reforma pe care ați început-o în partid și după asta mai discutăm. E un semnal? Poate și este un semnal, chiar și unul foarte întârziat. Mai știi mintea moldoveanului de pe urmă. Din păcate așa e tot timpul. Da. Și iată că lucrul acesta trebuia să fie făcut mult mai înainte. Noi toți acei care suntem susținătorii, suntem oamenii care credem în ideea europeană a Republicii Moldova, suntem simpatizanții acelor forțe politice din Parlament care vorbesc despre retro-european al Republicii Moldova, noi mizam pe faptul că atunci când a fost înaintată moțiunea, deci asumarea răspunderii guvernamentale, acesta nu a fost un act în sine, ci a fost o strategie bine gândită, etapizată în timp, în acțiuni și foarte bine se cunoștea ce se va face, care vor fi consecințele, cum vor reacționa imediat după ce această moțiune va fi înaintată. Iată că acum vedem că moțiunea a fost un lucru în sine, fără ca să fie gândite consecințele, fără ca să existe un plan după ce această moțiune va fi, sau mai bine zis, această răspundere va fi înaintată. E paradoxal. Dar ce s-a întâmplat, domnule Țăranu, pentru că vorbeam în ediția specială precedentă cu domnul Corneliu Ciurea, ce s-a întâmplat în aceste două zile în special? Pentru că totul s-a produs foarte rapid. Consultări la președinție cu fracțiunile parlamentare, seara iese Igor Dodon, anunță candidatul desemnat, astăzi se investește, iată, urmează să depună jurământul noul guvern condus de Ion Chicu. Tot ce s-a produs, ne permite să presupunem, ori să spunem direct că totul a fost partea unui scenariu bine pus la punct până în cele mai mici detalii din timp? Deci a existat o înțelegere între PD și PSRM? Eu nu știu dacă a existat această înțelegere, nu sunt la curent, dar dacă e să judecăm după desfășurarea evenimentelor, avem tot temeiul să presupunem că a existat o coordonare. Pentru că peste noapte au găsit domnul Chicu și toți membrii candidați la funcția de ministru și program de guvernare și a făcut ceea ce mi se pare aproape imposibil într-un termen atât de scurt. Păi desigur, cel puțin e absolut evident că Dodon nu a avut rezerve în ceea ce privește o negociere cu democrație, inclusiv o negociere care înseamnă partajarea anumitor interese. Politica dintotdeauna, politica este un ghem de interese. Și doar naivii pot să creadă că politica decurge sau se consumă în zona retoricii. Mi-a plăcut cum spunea domnul Traian Băsescu acum două zile, politica nu se face de poieți, dar de oameni pragmatici. Așa este. Și politica deseori este un lucru foarte cinic. Și dacă nu posezi arta acestui cinism politic, atunci ești depășit de oponenți. Ce s-a întâmplat cu eroii noștri? Acum problema este că după căderea guvernului Maia Sandu, dreapta politică din Republica Moldova este în ruine. Ea pur și simplu s-a prăbușit. Că sunt acolo vreo 20 și ceva de deputați și ei nu mai decid nimic. Dar există vreun lider care ar putea resuscita această dreaptă politică? Păi prăbușirea
și ruinele dreptei, în primul rând, este deficiența de leadership. Liderii s-au compromis totalmente. Primul s-a compromis Năstase, care a pierdut Chișinău într-o formă lamentabilă, și acum ultima speranță a moldovenilor europeniști, Maia Sandu, a comis o gafă impardonabilă. Eu nu știu cum această gafă ar putea să fie reparată. Și dacă te mai gândești că Maia Sandu este candidatul dreptei europeniste la prezidențiale, și cum să mergi în prezidențiale având în palmares, având în bagajul tău un asemenea eșec? Deci, dreapta este în fața unei, sau mai bine zis, este în interiorul unei catastrofe și în fața unei necesități de a se reface rapid. Și cum se poate reinventa rapid opoziția de dreapta sau, în general, dreapta? Păi, de obicei, perioadele de criză furnizează și soluții radicale. Da. Acum deja este nevoie. Acum nimeni, cred că, nu poate să pună sub semnul întrebării necesitatea coagulării dreptei sub o singură flamură, sub un singur, condusă de un singur lider. Eu cred că e nevoie acum de căutat un lider. Repede să se manifeste acest lider. Cine va fi el? Și dacă va fi capabil să unească toată dreapta. Acum deja nu mai vorbim despre nuanțe, despre diferențe nuanțate de ideologie de... și așa mai departe. Acum este vorba despre viață și moarte. Rezistă dreapta europenistă, rezistă cursul european. Și în esența sa rezistă românismul în acest spațiu sau el va fi călcat, fiindcă venirea unui guvern de acest tip pe care l-a zămăslit Dodon și pe care l-a adus până la capăt, l-a investit, asta înseamnă în primul rând o lovitură gravă adusă românismului în Republica Moldova. Dar dumneavoastră credeți că investirea acestui guvern, implementarea acestui scenariu s-a produs fără acceptul Moscovei? Nu, eu cred că totul s-a făcut sub oblăduirea Moscovii și cu participarea nemijlocită a tehnologiilor elaborate la Moscova, asta este absolut evident, Moscova a câștigat partida. Moscova a dat o lecție, le-a dat o lecție tuturor, inclusiv și occidentalilor, cum trebuie să lucrezi în spații la care aparține Republica Moldova. Nu poți să vii și să cheltui o sumedenie de bani reparând grădinițe, reparând școli, construind drumuri, când satele care se găsesc de-a lungul acestor drumuri, de exemplu... Pe ne aducem aminte de proiectul Millennium. Da. Un drum de toată frumusețe, de tip american, iar satele care sunt de-a lungul acestui drum așezate au votat copios socialiști la vot. Tot așa cum în foarte multe sate unde funcționează grădinițele și școlile care au fost reparate cu lux de banii Bucureștiului și ele în fond înclină să voteze pentru socialiști, pentru aici e o problemă de mentalitate, de educație, aici e o problemă de strategie. Aici e o problemă de înțelegere a faptului în ce zonă te găsești, unde lucrezi, care sunt metodele care trebuie să fie aplicate. E vorba de fapt de o expertiză asupra spațiului. Iar băieții de la București, care se erigează în mari specialiști în problema Basarabiei, ei de fapt au dat în bară. Eu vreau să vă aduc aminte de un singur lucru atunci când, înainte de alegerile parlamentare, ordinare, a apărut Convenția Euro-Unionistă, o încercare disperată de a crea un bloc unionist, românesc, de fapt, pro-românesc, euro-unionist, pentru a adăuga niște mandate la cei care au fost câștigate de acum, de la București, a venit avertismentul. Acest bloc, acest proiect politic se face cu permisiunea de la poliție. Și atunci convenția a fost nevoită să-și sisteze activitatea și la ce am ajuns? La 26 de mandate. Da, revenim, îl avem în aceste momente pe deputatul Octavian Țicu la telefon. Domnule Țicu, bună ziua! Bună ziua, vă salut!
Domnule Țicu, ce urmează în continuare pentru acest spațiu dintre Prut și Nistru după înscăunarea unui nou guvern votat de socialiști și democrați? Ne așteaptă vremuri grele sau exagerăm? Eu cred că s-a întâmplat un lucru foarte curios în care Partidul Democrat a redevenit arbitru jocului politic din Republica Moldova. Blocul acum a fost exclus din cursă, din cursa politică și marginalizat. Partidul Democrat a dat un gir de încredere unui guvern de tehnocrați în care se regăsesc și oamenii Partidului Democrat, dar dincolo de asta, Partidul Democrat va putea oricând demite acest guvern împreună cu blocul acum. Acest lucru a devenit clar și din expunerea domnului Deacov ieri și din expunerea domnului Filip de astăzi, în care a făcut aluzii clare că ar fi fost bine un guvern pro-european în condițiile în care blocul acum ar fi făcut această ofertă, așa cum eu am sugerat-o la emisiunea dumneavoastră și în multe alte lucruri. Am spus de foarte mult timp că un cinism politic elementar și o clar viziune ar fi însemnat că blocul acum trebuia să meargă în negocieri cu Partidul Democrat pentru debarcarea lui Igor Dodon. Eu cred că răzarurile încă nu sunt aruncate. Este o perioadă în care vom vedea o izolare a Republicii Moldova pe plan internațional, lipsa finanțărilor din Uniunea Europeană și din România, să vedem dacă vor veni bani din alte părți, așa cum s-a insinuat, din China sau din Turcia sau din alte părți, dar cu siguranță că acest lucru va duce la pierderea vocației europene și românești a Republicii Moldova. Nu știu în ce măsură Partidul Democrat este pregătit să-și asume o asemenea căciulă, în condițiile în care știm că în interior există cel puțin 3 fracturări ale Partidului Democrat. S-a procedat la menținerea unității partidului pe ideea votării acestui guvern minoritar, dar să știți că în interior Partidul Democrat sunt oameni care n-au dorit lucrul ăsta și care nu vor dori în continuare. Prin urmare, acest guvern va fi ținut în șah cu sabia lui Domocle deasupra capului pentru a fi demis oricând. Eu nu cred că va îndrăzni prea multe chestiuni, mai ales cele legate de limbă, istorie, cultură, pentru că acest lucru va fi sancționat imediat de societate. Și să vedem în ce măsură va reuși să depășească toate problemele pe care le-a generat chiar Partidul Democrat, care i-a dat girul astăzi. Este o capcană și pentru Partidul Socialiștilor. Și eu cred că în curând vom vedea în realitate care este prețul acestei înțelegeri între Partidul Democrat și Partidul Socialist. Domnule Țicu, admiteți că până la prezidențiale va rezista acest guvern minoritar, iar în ajunul sau în preajma acelor alegeri prezidențiale, democrații își retrag sprijinul pentru acest guvern, astfel încât să provoace și anticipate concomitent cu prezidențialele? Sau nu ar fi în avantajul democraților să facă acest lucru? Scenariu. Eu cred în scenariul faptului că acest guvern va dura atât timp cât schemele și variantele de acțiune ale Partidului Democrat vor fi respectate. Eu cred că anumiți oameni din Partidul Democrat nu mai au frica și controlul lui Plahotniuc și se tem mai mult de CNA-ul și viitorul procuror al lui Dodon. Asta este o mare problemă, pentru că modul lor de acțiune va fi unul de complicitate cu Partidul Socialiștilor. Nu știu în ce măsură vor ajunge să asigure o majoritate pentru viitoarea guvernare, dar așa cum spuneam, acest guvern va avea o viață scurtă. El nu va dura până la prezidențiale, pentru că acest lucru și alegeri anticipate nu convin nici Partidului Democrat. Partidul Democrat, dacă va rămâne complice acțiunilor cu PSRM-ul, va pierde tot electoratul, pentru că va purta responsabilitatea pentru deturnarea vectorului de politică externă. Nu putem vorbi de o politică externă echilibrată, așa cum sugerează acest guvern tehnocrat socialist.
pentru că noi avem un angajament de integrare europeană pe care toți îl așteaptă. În urmare, deci, eu cred că se va compromite la maxim acest guvern și Partidul Socialiștilor, tocmai din raționamentul ca creeze premizele unei reconfigurări politice. Eu nu zic de un viitor guvern între acum și PD, pentru că există o problemă de adaptare. Și noi, vreau să vă aduc aminte, foarte greu ne-am adaptat la ideea unei înțelegeri între PSRM și acum. Și a venit un moment din cauza tergiversării în care societatea a salutat acest lucru. În urmare, va trece o perioadă de timp, vedem cum se va comporta acest guvern, vedem soluțiile pe care le avea, vedem măsura în care societatea va fi pregătită să accepte o alianță de compromis, de circumstanță între blocul acum și PD pentru a-l debarca pe Dodon și a oferi soluțiile unor alegeri anticipate care vor conveni și PDM-ului. PDM-ul va avea mult de câștigat în cazul în care îl va debarca pe Dodon. Cine din actorii politici va asuma sarcina debarcării lui Dodon, acela va avea de câștigat alegerile următoare. Domnule Țăcu, vă mulțumesc foarte mult pentru această intervenție. Doamnelor, domnilor, domnule Țăranu, iată, vedem la președinție urmează să înceapă procedura de depunere a jurământului din partea întregului cabinet de miniștri. Iată, îl vedem pe Igor Dodon, a venit și el. Propun să mergem la președinție să urmărim în direct depunerea jurământului. De stat al Republicii Moldova. Prin decret al președintelui Republicii Moldova, în temeiul articolului 98, alineatul 4 din Constituția Republicii Moldova, al articolului 8, alineatul 4 din legea cu privire la guvern și al articolului 14, alineatul 4 din legea privind statutul juridic special al Găgăuzirii, în baza votului de încredere acordat de Parlament, se numește guvernul în următoarea componență și se invită pentru depunerea jurământului. Chicu Ion, prim-ministru. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea propășirii Republicii Moldova, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a Moldovei. Pușcuța Sergiu, viceprim-ministru, ministru al finanțelor. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea propășirii Republicii Moldova, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a Moldovei. Thank you.
Lenchea Alexandru, viceprim-ministru pentru reintegrare. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea propășirii Republicii Moldova, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a Moldovei. Усатый Анатол, министру ал экономии и инфраструктуре. Жур, сам даруясь плату потеря и причепря про поширение Республики Молдова. Се респект Конституции и леджели цери, сапр демократии, дрептерли и либертецели фундаментали али омулы, суверенитате, индепенденце, унитате и интегритете территориалы а Молдови. Voicu Pavel, ministru al afacerilor interne. Jur să-mi doresc toată puterea și priceperea propășirii Republicii Moldova, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, suverenitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a Moldovei. Нагачевский Фадей, министру ал юстиции. Жур, сам даруясь тот путеря и причеперя про пошире Республики Молдова, са респект Конституция и легели цари, сапар демократия, дрептурле и либертетели фундаментали али омului, суверенитатя, индепенденца, унитатя и интегритатя территориала а Молдовии. Ciocoi Aureliu, ministru al afacerilor externe și integrării europene. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea propășirii Republicii Moldova, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a Moldovei. Гайчук Виктор, министру ал апарелі. Жур, сам даруясь тоата путеря и причеперя про поширі Републіки Молдова, са респект Конституція и лежілі цари, са апар демократія, дрепторле и либертецеле фундаментале али омului, суверенитатя, индепенденца, унитатя и интегритатя территориала а Молдови.
Popovici Corneliu, ministru al educației, culturii și cercetării. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea propășirii Republicii Moldova, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a Moldovei. Dumbrăveanu Viorica, ministru al Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea propășirii Republicii Moldova, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, suveranitatea, independența, unitatea și teritorială a Moldovei. Ministru al Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea propășirii Republicii Moldova, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a Moldovei. Doamna Irina Vlah, guvernator Bashkan al Găgăuzirii, se confirmă în funcția de membru al guvernului, semnat președintele Republicii Moldova. Jur să-mi dăruiesc toate puterea și priceperea propășirii Republica Moldova, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrație, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a Moldovei. Se oferă excelenței sale domnului Igor Dodon, președintele Republicii Moldova. Stimată doamnă președinte a Parlamentului, stimate domnule prim-ministru, stimați miniștri, vreau să vă felicit pentru votul de încredere pe care l-ați obținut astăzi și să vă doresc succes în preluarea acestui mandat de înaltă responsabilitate. Cunoașteți foarte bine starea actuală a lucrurilor și știți la fel de bine în ce condiții de criză preluați guvernarea. După 5 luni de improvizație și ineficiență totală a guvernului, 5 luni în care executivul a mers mai mult în direcție opusă față de nevoile cetățenilor, aș vrea ca odată cu preluarea mandatului să se termine cu asemenea improvizație și să se înceapă imediat munca în folosul oamenilor. Guvernul votat astăzi se constituie în realitate pe o platformă social-economică, în jurul căreia s-a unit un număr mare de deputați și nu o majoritate politică. Aveți cea mai mare susținere. Sunteți guvernul investit cu cele mai multe voturi după anul 2001. Pentru acest guvern au votat 62 de deputați. Dar și cu cea mai înaltă responsabilitate.
Vreau să vă atenționez că nu aveți în spate o majoritate politică și nici o alianță politică de guvernare, dar aveți o platformă social-economică care vă susține în Parlament. Ați fost votați nu pe baza unor afinități politice, ci ați primit un mandat care se limitează exclusiv la un singur aspect – soluționarea problemelor cetățenilor. Aveți tot sprijinul meu și cu siguranță al celor care v-au votat astăzi în Parlament, atât timp cât veți da dovadă de eficiență. Voi prezenta în continuare așteptările mele față de fiecare dintre dumneavoastră, bazate exact pe doleanțele oamenilor, așteptări pe care le-am materializat și prin câteva inițiative prezidențiale cu caracter social depuse în Parlament și care sper să fie votate în termenul cel mai scurt. La modul practic, vă propun, vă înaintez o foaie de parcurs, în baza căreia sper să reușim împreună, cât mai curând, schimbări spre bine. 1. Creșterea veniturilor cetățenilor. Cu toții înțelegem că bugetul actual nu permite salarii și pensii imediat foarte mari pentru cetățeni și pentru pensionari. Dar dacă este bine administrat, pot fi găsite soluții pentru o creștere treptată a veniturilor, pentru protejarea categoriilor social dezavantajate. Să demonstrați că vă pasă de oameni, că aveți o politică socială simplă, adecvată realităților din țară. Ar fi bine să fiți mai puțin timp în birouri și mai mult timp în teritoriu. În ce privește pensionarii, cred că ar fi de mare ajutor pentru ei indexarea de 2 ori pe an a pensiilor și nu una cum a fost până acum. 2. Tarifele și prețurile sunt o povară considerabilă pentru oameni. Sunt situații în care se impune în mod justificat creșterea acestora, dar, în același timp, sunt situații în care acestea sunt mărite în mod artificial și fals, care au în spate diferite scheme frauduloase sau incompetența unor instituții. De aceea solicit să analizați profund domeniul și să luați cât mai rapid măsuri pentru stoparea abuzurilor. Aici mă refer la desființarea monopolurilor, care duc la formarea abuzivă a prețurilor, stoparea contrabandei și altor fenomene de pe marginea cărora urmează să colaborați și cu instituțiile de drept. Vă rog să rețineți că oamenii manifestă interes și îngrijorare deosebită față de acest domeniu. Și ei așteaptă soluții. 3. Securitatea cetățenilor este la un nivel foarte scăzut. Ne confruntăm cu o creștere alarmantă a criminalității. Zilnic, pe străzi, în accidente, mor oameni. Din cauza modului deficitar în care a fost gestionată activitatea Ministerului Afacerilor Interne, avem un haos pe segmentul securității și siguranței cetățenilor. Și nu polițiștii sunt de vină, dar modul în care le-a fost organizată activitatea și administrată instituția până în această zi. Domnule ministru de interne, știu că în MAI sunt oameni capabili și ei așteaptă un ministru care să-și îndeplinească atribuțiile profesionist, nu un showman cum a avut în ultimele luni. Totodată cetățenii vor să simtă că gradul lor de siguranță începe să crească, să se simtă mai liberi și mai liniștiți în viața zi de zi. Aveți o misiune foarte importantă și personal voi ține în vizor activitatea dumneavoastră, fiindcă siguranța cetățenilor mă preocupă în mod prioritar. Vă solicit de asemenea ca în termen scurt patrulele de carabinieri să revină pe străzi, să asigure ordinea publică pentru ca oamenii să se simtă în siguranță. 4. Corupția, abuzurile, inechitatea sunt fenomene dintr-un alt domeniu, la fel de important, legat de modul în care se face justiția în Republica Moldova. Aici vă revine practic una din cele mai dificile sarcini, de a face reformele necesare în justiție pentru a stopa dezastrul care afectează toate domeniile. S-a vorbit mult în ultimii ani și chiar în ultimele 5 luni despre reforma sistemului justiției. Dar s-a vorbit doar atât. Asta e și problema guvernanților de până acum, că toți au vorbit mult și nu au făcut nimic. Cei care au condus guvernul în ultimele 5 luni au mers pe aceeași cale, au elaborat documente care nici măcar nu au corespuns bunilor practici internaționale,
și Moldova a primit critici dure din partea Comisiei de la Veneția. Domnule Ministru al Justiției, vă solicit ca de urgență să revizuiți proiectul de reformare a justiției în strictă conformitate cu recomandările Comisiei de la Veneția. Totodată vă rog pe toți cei din guvern să învățați din greșelile Comisiei în aceste 5 luni și să nu mai avem astfel de erori în organizarea concursurilor pentru funcții importante. Erori care au afectat grav imaginea și credibilitatea guvernului, atât în plan intern, cât și în plan extern. Vă încurajez de asemenea să colaborați cu partenerii externi, care sunt gata să ajute cu expertiza în reformarea justiției, dar și cu experții din societatea civilă. Această reformă trebuie să fie una din prioritățile de bază ale guvernării dumneavoastră, fiindcă fără o reformă reală a justiției nu veți putea face față și nu veți obține rezultate pe termen lung nici în alte domenii. Dacă nu veți stopa fără de legile, din țară, în continuare, vor pleca în fiecare zi sute de oameni. Însă reforma nu trebuie făcută la televizor, prin show-uri, ci doar lucrând la implementarea ei eficient. Cetățenii au nevoie nu de justiție televizată, dar de o justiție corectă. În același timp, dosarele de rezonanță și ilegalitățile care au fost constatate trebuie duse până la capăt. Iar cei care au organizat scheme frauduloase și au prejudiciat bugetul de stat trebuie să meargă la pușcărie. 5. Educația și serviciile medicale. O preocupare permanentă a acestui guvern trebuie să fie calitatea educației și calitatea serviciilor medicale. O țară se poate mândri mai întâi de toate prin performanța copiilor și prin sănătatea cetățenilor. Iar în acest sens, noua guvernare trebuie să ofere cele mai bune soluții și condiții pentru oameni, inclusiv salarii majorate. Dacă este nevoie de reformare în acest domeniu, vă rog să fie reforme pentru oameni, astfel încât ei să poată beneficia de fiecare decizie a Ministerilor Educației și Sănătății, fără a suferi cum s-a întâmplat sub alte guverne, când închideau abuziv școli și spitale. 6. Calitatea drumurilor. Este un alt subiect care trebuie să fie inclus în prioritățile dumneavoastră. Drumurile rele din țară afectează nu doar confortul cetățenilor, dar și siguranța lor. Iată de ce solicit să tratați această prioritate ca pe una de siguranță și securitate națională. În ultimele luni nu s-a făcut practic nimic în privința îmbunătățirii calității drumurilor, ceea ce e foarte grav. Aveți termen de 2-3 luni ca să finalizați tot ce ține de documentație și proceduri necesare. Iar odată cu sfârșitul iernii, imediat ce vă permite timpul de afară, să demarați procesul de construcție și reparație a drumurilor. Începând cu luna martie, țara trebuie să devină un adevărat șantier unde se construiesc drumuri, se modernizează infrastructura. Și explicația de genul că nu sunt bani, nu trebuie să auzim. Eu cred că se pot găsi bani și pe intern și pe extern. 7. O altă prioritate pe care vreau să o menționez vizează dezvoltarea economiei țării. O atenție sporită fiind acordată creșterii veniturilor, dar și atragerii investitorilor străini. Fără bani nu putem face nimic din tot ce am menționat mai sus. Dar banii vin doar atunci când avem o economie sănătoasă. Asta înseamnă că trebuie să eliminați evaziunea fiscală și schemele frauduloase din economie, să dezvoltați mediul concurențial, să gestionați eficient banul public. Dacă nu vă ocupați serios de aceste lucruri, guvernarea dumneavoastră nu va putea să obțină performanțele pe care le așteptăm cu toți. Și 8. Un punct în foaie de parcurs pe care vă înaintez, dar la fel foarte important, ca și celelalte, este promovarea unei politici externe echilibrate și eficiente. Implementarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană rămâne o prioritate pentru Guvernul Republicii Moldova, la fel ca și restabilirea relațiilor și parteneriatului strategic cu Federația Rusă și cu Statele Unite ale Americii. Unii ar putea spune că acest lucru nu este o prioritate cetățenilor, dar vă asigur că este una chiar foarte importantă, ținând cont că avem atâția cetățeni moldoveni plecați peste tot în lume. Și totodată avem nevoie de parteneriate externe consolidate pentru a face reformele necesare în țară. Aceasta este poate singurul domeniu în care guvernarea precedentă a înregistrat progrese nesemnificative. Însă acum trebuie cât mai repede de consolidat relațiile cu vecinii noștri, România și Ucraina, dar și cu partenerii strategici.
Moldova este o țară europeană. Dorim să preluăm bunile practici din țările europene dezvoltate și nu doar. În același timp, vrem să construim un parteneriat mai solid cu vecinii noștri, să lăsăm la o parte geopolitică și să ne bazăm în relația cu ei strict pe interesele noastre naționale și nevoile oamenilor. Am încredere că veți promova această politică externă echilibrată de care să beneficieze toți cetățenii, indiferent dacă sunt plecați la muncă în Rusia sau în Europa, indiferent de viziunile lor geopolitice. Republica Moldova nu face diferență între parteneri externi. Toți partenerii noștri externi sunt importanți și strategici. Aceasta este foaia de parcurs pe care o propun noului guvern și pentru care voi acorda tot suportul necesar. Desigur că sunt și alte priorități importante, dar am ținut să le punctez pe cele față de care cetățenii, cât și eu, avem cele mai mari așteptări. Vreau să avertizez guvernul și fiecare membru în parte că vor fi în funcție atât timp cât vor înregistra progrese în domeniile pe care le-am menționat și în altele. Nimeni nu se va putea afla în funcție dacă nu demonstrează eficiență. Dat fiind faptul că deja au fost pierdute câteva luni importante și nu ne putem permite să așteptăm prea mult. Nu avem timp de acomodare, munca trebuie începută imediat. Vă asigur. Doamnelor, domnilor, am urmărit învestirea guvernului, depunerea jurământului din partea guvernului condus de Ion Chicu. Ați urmărit și declarațiile președintelui Igor Dodon. Din ceea ce a declarat Igor Dodon, putem fi optimiști, liniștiți sau trebuie să ne facem griji, domnule Țăranu? Mai degrabă griji. Ceea ce a spus domnul Dodon pe alocuri este foarte grav. Atunci când le-a sugerat ministrul să nu stea în birouri, dar să meargă în teritoriu, eu unul nu înțeleg ce înseamnă lucrul acesta. Ministrul este politicianul care răspunde pentru implementarea politicilor în domeniul respectiv. Politicile se fac la birou, nu se fac în teritoriu. În teritoriu merg populiști. Deci președintele le sugerează ministrilor să fie populiști. Eu cred că dacă ei vor urma sfatul președintelui, mă tem că mari performanțe nu vor înregistra. Asta este una la mână. Al doilea lucru care m-a îngrijorat în ceea ce spune președintele, el i-a avertizat pe miniștri că oricine din ei care nu va înregistra performanță nu se va menține în post. Dar menținerea în post a miniștrilor nu este prerogativa președintelui, este prerogativa Parlamentului. Noi suntem în Republică Parlamentară. Deci președintele a dat de înțeles că el este acela care decide soarta, destinul oricărui ministru. Eu greșesc sau Igor Dodon încearcă să devină sau deja a devenit un fel de al doilea Vladimir Voronin? A devenit. A devenit și a devenit cu ajutorul a două fracțiuni. În ceea ce privește fracțiunea socialiștilor, este cumva de înțeles, este o fracțiune pe care el o domină categoric. Să vedem dacă acest rol le va plăcea și democraților. Eu cred că ca să placă democraților, Dodon va fi nevoit să facă anumite cederi. Care sunt aceste cederi? Problema eu aș spune în felul următor. Da, 10 secunde. Acesta este guvernul lui Dodon și deci, de azi înainte, Dodon este responsabil pentru tot ce se face în această țară. Dodon va fi acela care trebuie să răspundă, fiindcă el și-a asumat această răspundere. Și el astăzi a confirmat acest lucru prin acest mesaj pe care l-a trimis guvernul. Da, o concluzie foarte pertinentă pe acest final de ediție specială. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare, domnule Țăranu. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Discuțiile în jurul investirii noului guvern la Chișinău vor continua și de seară, începând cu ora 19:00, în cadrul emisiunii Punctul de Azi. La revedere! We'll be right back.